Bună tuturor! Sunt astrolog Andreea Dincă. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube și bine ați venit la horoscopul pentru săptămâna viitoare. Am aici și harta pentru săptămâna care urmează, așa cum spuneam. Vă voi prezenta fiecare zodie în parte, predispozițiile generale. Dacă doriți mai multe informații despre voi, despre harta voastră personală, îmi puteți scrie fie pe pagina mea de Facebook, Astrolog Andreea Dincă, fie pe pagina de Instagram, Astrolog Andreea, dar cel mai bine pentru a cere o ofertă în care să vă explic serviciile pe care le ofer, prețurile, durata și așa mai departe, unde ne putem vedea sau dacă vorbim la telefon. Pentru detalii de genul acesta îmi puteți scrie cel mai bine la adresa de e-mail care este afișată. Ce să vă spun, dragii mei, dacă aveți sugestii, aștept cu mare interes să-mi scrieți, să le citesc și, bineînțeles, dacă pot să îmbunătățesc cumva clipurile, cu mare drag pentru voi. Fac aceste clipuri cu mare drag, din toată inima, și intenția mea este să vă ajute pe fiecare în parte, să vă ajute să vă îmbunătățiți viețile, de ce nu, să vă relaxați, să prindeți un pic de speranță, să vă aduc așa puțină magie în fiecare săptămână prin clipurile pe care vi le ofer. V-am arătat și harta. În această săptămână, pe 23 mai exact, seara, soarele intră în Scorpion. Așa că, dragii mei, din această săptămână, la mulți ani, la mulți ani, multe clipe fericite, multă magie și astele să se alinieze favorabil pentru voi, pentru că asta îmi doresc pentru fiecare. Cum suntem aspectați? Dar înainte, ascultați-vă și ascendentul, dacă îl cunoașteți, este foarte important să ne cunoaștem ascendentul, dar toate planetele contează, pentru că noi avem câte puțin din fiecare zodie, adică pe fiecare sector de viață ne manifestăm diferit. Dacă îți cunoști soarele, ascendentul și poziția lunii, este foarte important, pentru că aceste trei ne aduc multe informații prețioase despre noi. Vom începe, desigur, cu zodia Berbec, care este prima zodie din horoscopul nostru, și ce se întâmplă pentru berbeci. Deci berbecii în această săptămână au parte de puține tensiuni. Din păcate, sunteți ușor tensionați, cu chef de ceartă, cu chef de război. Martele, zeul războiului, nu stă degeaba și agită un pic lucrurile. Așa că v-aș recomanda, mai ales dacă plecați la drum sau aveți discuții, negocieri cu persoane pe care nu le cunoașteți foarte bine și nu știți cum ar reacționa dacă ridicați vocea, dacă vă enervați sau dacă pur și simplu se vede de la o poștă când un om este nervos și stresat și vorbește așa, știți despre ce spun acum. Încercați cumva să vă calmați și să vă găsiți o pace interioară cumva, pentru că altfel lucrurile nu vor merge bine pentru voi. Deci fără intrigă la locul de muncă, fără manipulare, fără situații complicate, dificile. Ar fi interesant în această săptămână și bine, nu interesant, dar ar fi indicat, da, să nu acordați atenție bârfelor din jurul vostru, pentru că se va crea acolo o mare ceață, fiecare va spune ce va dori, fiecare va aduce un argument care mai mult aduce ceartă, adică nu aduce o soluție. Și pentru voi este important să nu dați atenție bârfelor, comentariilor răutăcioase, fie la locul de muncă, da? Deci cu colegii, cu șefii, cu persoane cu care colaborați, fie cu prietenii, pentru că și aceștia au senzația că voi ați făcut ceva împotriva lor sau toată lumea e răzvrătită, toată lumea vrea să se certe, să se împungă, să se înțepe, să facă diverse. Și cumva este o situație în care nu știi cum să o dai, să fie bine, totuși nu poți să-ți ascunzi un anumit sentiment, o anumită furie. O săptămână destul de controversată. Apar multe responsabilități și profesionale, dar și acasă, pentru că și acasă aveți multe de făcut, multe de terminat, poate chiar și să vizitați niște bunici, părinți, rude, ceva, le vizitați și de dor, dar și cu un scop. Trebuie să rezolvați niște probleme.
Și atunci este important să vă organizați și timpul și banii și absolut tot. Organizare. O săptămână mai greuță pentru voi. Și bărbații se concentrează foarte mult pe afaceri, pe planurile lor de a crește din punct de vedere financiar, pe planurile de la locul de muncă, iar femeile se gândesc la partea asta de familie, de copii, de cumva îmbunătățire a confortului casei, vreți să mai cumpărați câte ceva pentru casă. Taur. Cum sunt taurii noștri în această săptămână? În această săptămână sunteți foarte geloși, da, sunteți foarte geloși și posesivi, mai ales cu soarele care intră în Scorpion, pe casa voastră a relațiilor, ia să vezi ce să vezi, că se activează gelozia și sunteți cumva sceptici, sunteți cumva ușor paranoici, sunteți cumva puși cu gura pe partener, vă concentrați numai pe neînțelegeri, numai pe necazuri, numai pe părțile negative, în special femeile. Soarele Scorpion nu vă ajută foarte mult. Deci, bine, pe de-o parte, da, poate să te ajute. Deci care e atitudinea ta. Dar pe de altă parte vine și răsculește o criză emoțională mai veche, mai ales dacă nu a fost rezolvată și a fost doar îngropată. Adică gen, tu ai așa o casă foarte frumoasă și ai niște gunoi, dar nu l-ai scos afară, că e frig afară și plouă și nu vrei să ieși afară să-l scoți. Și atunci iei tu așa cel mai frumos covor și îl pui deasupra și uite-te ce frumos e. Și de desubtul covorului stă grămada de gunoi. Nu prea puteți să mai faceți lucrul ăsta, că vine un vizită cineva și ridică covorul. Și atunci, aoleo, ce să vezi, ia uite-te cum e. Și nu știi cum să mai scoți. Cumva ies în față în lucruri pe care le-ați ascuns. Fără gelozie, nejustificată. Bine, nici justificată nu e bună, dar mai ales să ți se pară ție că vai domne ce se întâmplă și așa mai departe, posibil să recurgeți la insulte, la ceartă, la tot felul de acuzații, la tot felul de lucruri urâte care vă duc într-o vibrație joasă, negativă, atât femei cât și bărbați. Da? Neînțelegeri neplăcute cu alte persoane, vă concentrați spre sfârșitul săptămânii să le rezolvați sau să se întâmple ceva, dar nu prea reușiți pentru că nici acea persoană nu are suficientă înțelepciune să înțeleagă că poate tu ai trecut printr-o perioadă proastă și până la urmă nici nu e obligat nimeni să suporte ifosele altor persoane. Un moment bun pentru viața voastră din punct de vedere al sferei profesionale, da? Deci pe partea asta profesională cât de cât e mai bine, dar și aici vedeți să nu vă certați cu colegii, cu șefii, cu așa mai departe. Încercați cumva să ieșiți dintr-o situație de la serviciu, o situație, aici se referă la multe sarcini, da, multe sarcini, mici încurcături, mici erori, dar în cele din urmă rezolvarea va fi completă, rezolvarea va aduce un pic de liniște. Dacă s-ar rezolva și celelalte în viața personală, ar fi perfect. Ce să mai spun la tauri? Mai multă relaxare, mai multă relaxare aveți nevoie să vă relaxați. Gemeni, în această săptămână, gemenii trebuie să fie mai atenți la zvonurile pe care le împrăștie de acolo până acolo, pentru că vouă vă place să comunicați și zic, vai cât de frumos e să iei o informație, să o mai pachetezi tu frumos, să o dai mai departe și să te trezești că îți bate cineva la ușă, dragă, dar am auzit că știi despre mine mai multe decât știu eu. Ceva de genul. Și atunci, nu că n-am zis eu asta. Păi, ba da, ai zis. Și începe acolo o mică distracție. Trebuie, dragii mei gemeni, femei sau bărbați. Eu înțeleg că voi aveți o imaginație foarte frumoasă și trebuie să o cultivați în scris, să scrieți poezii, cărți, jurnale și ce mai vreți voi, sau în comunicare. Puteți să motivați pe cei din jurul vostru, să vorbiți 7 limbi străine, să faceți voi ce doriți. Dar aveți grijă cu micile bârfe, cu discuțiile astea de distracție, cu discuțiile astea în care vorbești de Vasilică, dar Vasilică nu e de față. Da, hai lasă că ne distrăm pe seama lui că a făcut el o boacănă. E problema lui, vă băgați în tot felul de situații de-astea copleșitoare mai apoi, delicate. Așa că fiți foarte, foarte atenți, da?
Aveți un spirit bun de observație, de asemenea, și dorința de a face multe lucruri, să creați, să faceți. Sunteți puși pe organizare, puși pe tot felul de lucruri. Vă înțelegeți bine cu zodiile de aer, care au mai rămas balanță și vărsător în această săptămână și chiar puteți să faceți echipă bună cu aceștia. Aveți experiențe frumoase cu oamenii din alte zodii de aer. Bine, sunteți voi acolo în norișori, pe norișori, numai că vă înțelegeți bine cu toți. Unii pot fi ușor nervoși și bărbații, dacă nu le merg planurile de afaceri, iar femeile puțin îngrijorate cu partenerilor sau cu anumite cuvinte pe care aceștia le-au spus. Poate ți-a spus, a făcut o remarcă, fugă, ceva care nici nu are importanță și ție atâta ți-a trebuit. Un cuvânt ne la locul lui, un cuvânt spus aiurea, că ați făcut de ta mai poveste, o să mă părăsească, o să plece, sigur are altă familie în altă parte sau, mă rog, tot felul de SF-uri de-astea. Pe de o parte ar fi interesant să aveți așa niște vieți din astea palpitante, dar pe de altă parte a spus omul ceva, poate nici nu s-a gândit, poate nu vă faceți atâtea griji. Și voi ar trebui să aveți mai multă grijă cu sănătatea voastră. Aveți cumva o imunitate scăzută, puteți să răciți destul de ușor, deci mai mult atenție. Rac. În această săptămână, racii au nevoie de mai mult timp pentru ei, au nevoie să se adapteze unor situații noi și acest lucru o puteți face pur și simplu stând un pic singur, gândindu-vă, făcând un plan. Adică nu poți să fii în mijlocul furtunii și să iei o decizie, să-ți dai seama ce trebuie schimbat. Este o săptămână bună pentru tranzacții, să vindeți, să cumpărați, să tranzacționați, dacă cum spuneam, și totodată este o săptămână bună în care să așteptați din punct de vedere al sentimentelor, adică să nu luați o decizie pe sectorul sentimental în grabă, în pripă, într-un moment în care cumva sunteți supărați, descumpăniți, certați cu celălalt. Nu trebuie să luați decizii pe care mai târziu să le regretați. Trebuie să aveți mai multă grijă de voi, sănătatea poate să fie ușor instabilă, pot apărea diverse afecțiuni, deci trebuie mai multă grijă cu sănătatea și să vă luați mai puține responsabilități la locul de muncă, sunteți destul de stresați în această direcție. Faceți multe drumuri pe la bănci, pe la instituții, poate stai foarte mult la o coadă, stai să rezolvi niște acte, faci multe drumuri pe la notar, pe la tot felul de instituții, da, sau la avocat, sau fiecare pe unde mare treabă, dar spre sfârșitul săptămânii sunt toate rezolvate. Leu. Leii în această săptămână au mici probleme cu copiii. Bine, nu trebuie să fie o problemă gravă. Poate la școală s-a bătut cu cineva sau poate a jignit sau poate a spus o prostie sau poate îți dai seama că copilul tău are o mică problemă emoțională și trebuie să mergi la o terapie cu el sau să vorbești. Apropiați-vă mai mult de copiii voștri pentru că pot apărea probleme serioase mai târziu. Și apoi tot împreună veți suferi, deci mai bine să, la primul simptom în care vezi că copilul are o mică problemă, comunicarea, iubirea, arătați-le copilor voștri că iubiți, luați în brațe, pupați, adorați, bine, aici nu mă refer să-i răsfățați, dar cumva trebuie să simtă iubirea. Este o săptămână în care cineva vă deranjează foarte mult, vă supără foarte mult, chiar puteți să-l treceți pe lista neagră și asta e și bine, e și mai puțin bine. Într-adevăr, veți lua decizia în această săptămână să vă depărtați de persoanele care nu vă sunt benefice. Este corect și perfect, sunt total de acord. Dacă cineva nu ți este benefic, stai departe de el, ca și cum bagi mâna în foc și știi că te arde. Păi, dar nu mai baci, pleci de acolo. Sau doar te încălzești la foc. Dar fugi de anumite persoane care te chinuie, te stresează, te supără. Aveți dorința de a obține ceva foarte ușor, rapid, da? Voi vreți, gata, acum fac așa și a apărut. Adică zic, acum vreau un elefant, poc, a apărut aici lângă mine. Nu merge chiar așa. Chiar și dacă veți cere universului, chiar am fost niște persoane săptămâna asta la consultație în care, vai, dar eu, foarte drăguțe de altfel, le salut, vai, dar eu fac tot ce trebuie, mă rog, fac meditații, îmi fac liste cu dorințe, cer universului și nu mi se întâmplă. Și de cât timp faci asta?
Păi, cred că am 2 săptămâni. Aha. Da, da, adevărat că nu funcționează, pentru că universul lucrează așa, instant. Adică cer acum un elefant și apare aici lângă mine. Gen. Nu, durează ceva. Adică trebuie să lăsați universul să-și facă și el treaba în timp. Nu se întâmplă. Bine, unele se pot întâmpla foarte rapid, dar trebuie să aveți răbdare un pic. Adică nu te aștepta în 2 săptămâni, te-ai rugat tu de 3 ori și ai făcut 2 meditații și ai fost odată la yoga și te-ai plimbat în natură și în 3 zile vine nu știu cine și se rezolvă toate problemele. Aveți răbdare și trebuie un timp mai lung. Rezultatele apar în timp, nu apar așa peste noapte. Fiți atenți și la cuvintele voastre și la acțiunile voastre, pentru că posibil și să izbucnească mici conflicte. Fecioară. În această săptămână, fecioarele pot avea mici perioade de stres, de supărare, de tristețe, melancolie. Vă amintiți voi cât de bine era acum nu știu cât timp și cât de rău e acum? Nu este așa. Ar trebui să fiți mai recunoscătoare pentru tot ceea ce aveți. Nu vă mai supărați foarte ușor. Nu vă mai gândiți la lipsurile voastre. Gândiți-vă la ceea ce aveți deja. Deci pentru fecioare trebuie mai mult optimism, mai multă șansă, mai multă speranță, mai mult să vă dați voi o șansă. Adică nu... cumva nu te aștepta ca tot timpul să fie viața roz. Mai ai și perioade mai bune și foarte bune și perioade în care totul curge normal, adică nu se întâmplă niciun eveniment miraculos în viața ta, adică prin asta trec toți oamenii. Adică nu e numai petrecere și distracție. Ai perioade în care muncești mai mult, perioade în care te distrezi, perioade odată la un timp mergi într-o vacanță. Trebuie să, și dacă ai fi numai pe culmile extazului fiecare zi, nici nu ți-ai mai dat seama că trăiești o viață. Trebuie să ai și tu acolo momente mai line, după aia iarăși un val, momente mai line. Ați înțeles ideea, da? Aveți tot felul de conversații, întâlniri importante cu persoane fie din zodii de pământ, fie din zodii de apă. Acestea vă aduc multe beneficii, vă dezvoltați foarte multe relații frumoase, importante, care vă aduc beneficii pe termen lung și chiar doriți să realizați niște lucruri, dar aveți senzația că vă lipsește un element. Nu vă lipsește nimic, aveți tot ce aveți nevoie. E ca și cum tu ai în fața ta ingredientele să faci și un chec. Dar tu ai văzut-o la televizor că nu știu care făcea, sau mă rog, nu neapărat la televizor, ai văzut tu pe cineva care făcea nu știu ce rețetă, că avea nu știu ce ingrediente. Dar ai face și tu acea rețetă, dar nu ai ingredientele. Dar mai bine faci tu ce ai cu ingredientele tale și faci ceva foarte bun cu ingredientele tale, fără să te gândești la ingredientele altuia și să vezi cât de bine va fi. Balanță. Dacă te-ai născut în semnul balanței, ai ascendentul în balanță, soarele doar ce a ieșit din zodia ta, așa că ziua voastră abia la anul, dar în această săptămână, mă rog, până pe 23, încă mai sunteți fericitele sau vedetele momentului, dar gata, abia peste un an ne mai întâlnim cu soarele în balanță și apoi voi aveți o săptămână bună din punct de vedere financiar, da? Pentru că soarele intră Scorpion, casa voastră a banilor și încep să curgă banii. Deci pentru voi multe realizări pe plan financiar. Vă descoperiți talent în urma cărora puteți să câștigați mai mulți bani. Veți avea o șansă, dar trebuie să vă decideți foarte rapid dacă da sau ba, pentru că e un trend care nu stă mult în gara voastră, adică ori urci în el, ori gata, aia e, poate mai trece, poate nu, în fine, nu trebuie să vă pară rău dacă l-ați pierdut, dar dacă decizi că da, vreau să urc în trenul ăsta, va trebui să fie rapid, deci o decizie rapidă, aproape nebunească pe de-o parte, adică cumva nici tu să nu te aștepți că ai face schimbarea aia sau că ai luat decizia aia, este foarte important. Multe sarcini noi la locul de muncă, deci apar tot felul de sarcini noi pe care trebuie să le rezolvați de asemenea rapid. Oamenii vor fi destul de nerăbdători cu voi. Voi stați mult până vă decideți.
cum să iasă, ce să iasă, cum să faceți, cum să nu faceți. Și asta cumva îi enervați pe cei din jur. Adică dacă ai ceva de făcut, o sarcină, o ceva, va trebui să luați o decizie destul de repede, pentru că cei din jur vor fi nerăbdători. Bani neașteptați, deci surprize neașteptate financiare, nu știu, cadouri sau poate primești un mic bonus sau ceva. Vă bucurați împreună cu cei dragi și de acești bani, și de succes, dar și de momente frumoase din punct de vedere emoțional. Veți face multe schimbări care vor aduce liniște sufletească. Scorpion. Pentru scorpionii, săptămâna duce multe știri legate de sănătate. Fie faceți niște investigații, fie mergeți la diverse controle, fie vă pregătiți să vă internați, să faceți o mică, nu știu, intervenție, analize, ceva de genul acesta. Rezultatele vor fi bune, fiți și vă mai optimiști, mai plini de speranță și nu așteptați să treacă 7 ani de durere ca să ajungi la doctor. Că dacă te duci după 7 ani în care ți-a fost rău, te aștepta la mari, cum se spune, informații plăcute. Nu știu dacă m-am exprimat corect, dar cumva ce așteptare să ai dacă nu te-ai dus la timp? Trebuie cumva aceste analize să le faci destul de des, anual. Întâlniți o persoană pe care o asociați cu cineva din trecutul vostru. Scorpionii în această săptămână se vor ocupa și cu organizarea unui eveniment ce are loc în cadrul familiei. Deci vă asumați responsabilitatea să vă ocupați de absolut tot ce ține de această întâlnire, de acest eveniment. Săgetători. Pentru săgetătorii avem informația că vor dori să simtă mai multă căldură, pasiune din partea celor dragi, din partea fie a partenerilor, fie a familiei. Adică aveți nevoie de mai multă căldură în relațiile voastre, de apropiere, îmbrățișări și alte momente romantice sau pline de pasiune. Dacă nu veți obține această tandrețe, această iubire, există posibilitatea să fiți destul de morcănuși, supărați sau, de ce nu, poate chiar să o căutați în altă parte. Nu mă refer acum că veți înșela sau alte lucruri de genul acesta, dar dacă cineva va fi acolo pentru tine, o vei căuta în altă parte, chiar dacă poate să-ți ofere partenerul, mama, tata sau altcineva. Aveți cumva puțină instabilitate emoțională în această săptămână și trebuie să vă puneți pe drumul vostru, să vă dați seama ce trebuie schimbat, ce trebuie refăcut sau lăsat în urmă, adică ceva ce nu-ți mai trebuie, gata. Dacă o pereche de ghete s-au rupt, le arunci, nu le mai crpești de 100 de ori, nu le mai lipești, nu le mai duci la cizmar de 1 milion de ori. Trebuie să-ți iei altele, trebuie să renunți la ceva vechi pentru ceva nou. Este foarte important. În această săptămână puteți să primiți fie bani din chirii, din afaceri, din, nu știu, poate chiar moșteniri, pensii, asigurări, de ce nu? Deci primiți niște bani pe care nu i-ați muncit chiar acum sau pe care nu îi munciți chiar acum. Puteți să cheltuiți destul de mult. Trebuie să aveți mai multă grijă de bunurile voastre, să nu vă pierdeți telefoane sau diverse obiecte, fie prin casă, fie pe afară, fie să vi se fure, de ce nu? Deci trebuie să aveți grijă pe cine băgați în casă sau cu cine ieșiți la cafea. Nu poți să știi niciodată cu cine ai de-a face, așa că trebuie să aveți mai multă grijă cu bunurile voastre, pentru că pot fi și niște mici pierderi, chiar dacă vin. Deci vine abundența pe o parte, dar pe o parte se mai și risipește. Poate că trebuie să fiți voi mai darnici un pic. Da, trebuie să dați voi ca să nu vi se ia. Capricorn. În această săptămână primiți multe vești bune legate de diverse documente, tranzacții de la bănci sau tot felul de documente financiare. Poate chiar primiți informații bune legate de bani, de sume de bani, de o proprietate, de o vânzare, de o tranzacție, da? Așa cum spuneam. Unii se pot simți la răscruce de drumuri în care trebuie să iau o decizie foarte, foarte importantă și nu știu cum să o facă. Nu trebuie neapărat să reacționezi într-un fel sau să
îi pui pe ceilalți înaintea binelui tău, da? Trebuie cumva să vezi ce e bine pentru tine și apoi ce e bine și pentru ceilalți. Categoric că nu vei face ceva rău intenționat altuia, dar nu să te lași pe tine pentru binele altei persoane. Trebuie să vă gândiți destul de bine aici. Veți primi tot felul de dezamăgiri de la unele persoane de la depărtare. Fie trebuie să vă întâlniți și nu mai vine și tu ți-ai dat tot programul peste cap, fie trebuie să-ți trimită ceva și nu mai trimite, fie ți-a promis că te ajută cu ceva și nu te ajută. Oricum, trebuie să aveți grijă cum reacționați și cum să procedați în continuare, pentru că trebuie totuși să păstrați o relație bună cu acea persoană. Fie trebuie să vă dea ceva înapoi, fie cumva trebuie să păstrați aparențele. O destul de complicată situație, delicată, aș putea să spun. Vă preocupați de niște treburi casnice, le veți rezolva, dar aveți nevoie și de ajutor. Vărsător. Vărsătorii au o săptămână bună, mult mai bună decât ce a fost până acum, dar și în această săptămână sunteți cumva prinși într-un joc al compromisurilor. Adică trebuie să faceți și în această săptămână un mic compromis ca să fie bine, ca să nu fie rău, pentru liniștea voastră sufletească. Fie la muncă, fie acasă, fie cu părinții, fie cu un prieten, fie la coadă la magazin, lași 7 persoane să treacă înaintea ta, fie că e... Nu știu, se întâmplă diverse, adică faci mici lucruri pentru ceilalți, dar nu le faci chiar că vrei, simți precum un compromis. Veți avea parte și de succes, vă veți îmbunătăți și veniturile, multe șanse să câștigați ceva în plus sau să primiți niște bonusuri, nu știu, comanzi ceva online și îți trimite o eșarfă în plus. Te bucur foarte mult, trebuie să învățați să vă bucurați și de lucrurile micuțe. Dacă îți aduce colegul de muncă o cafea, un ceai, bucură-te! Nu trebuie să-ți aducă o mașină sau nu știu ce Ferrari sau nu știu ce limuzină sau treburi de-astea. Trebuie să vă bucurați și de lucrurile mici, da? Este foarte important să vă bucurați de lucrurile mici. Oricum vă îmbunătățiți câștigurile, vă îmbunătățiți veniturile, tot primiți lucruri. Încep să se miște în direcția pe care vă doriți voi și chiar surse neașteptate, da? Deci din locuri neașteptate. Vă veți face un cadou, cumpărați ceva util pentru voi, dar aveți grijă să nu vă pierdeți în detalii, în conversații inutile cu bărbații, aici pentru femeile vărsători, cu bine și pentru bărbați, dar mai mult pentru femei care sunt și singure, cu bărbații care oricum nu reprezintă un interes pentru tine, dar totuși hai să stau de vorbă că îl spirați vremea și mai înțelege și cine știe ce, așa că mai bine singur și liniștit decât complicat cu ceva ce oricum nu-ți dorești. Pești. În această săptămână peștii vor face unele dezvăluiri, nu mai puteți să țineți secret anumite lucruri și veți face multe, multe dezvăluiri. Aveți nevoie de atenția celor din jur, de asta faceți aceste dezvăluiri. Vă simțiți singuri, vă simțiți stresați, vă simțiți cumva îndepărtați de familie, îndepărtați de toată lumea și vă găsiți voi că e momentul ideal să faceți anumite dezvăluiri șocante. Într-adevăr, vor fi șocante. O persoană chiar apropiată va simți nevoia să-ți pună înapoi niște lucruri, să-ți arate unde ai greșit și ce anume a condus la acea situație. Destul de greu pe partea emoțională. Treceți prin suferințe, treceți printr-o fază emoțională destul de grea. Categorii vor fi și pești care vor avea parte de lumină și raze frumoase de fericire și de iubire. Dar trebuie să fiți foarte atenți și la sentimente celorlalți și dacă aveți o problemă, gândiți-vă ce anume a condus la acea problemă, ce învăț eu din această situație, cum o pot trece și cum fac să nu mai ajung la această problemă pe viitor. Cu banii trebuie să aveți mai multe griji și chiar să vă faceți treburile la locul de muncă, pentru că sunteți destul de neglijenți și lucrul ăsta se va observa în munca pe care o livrați și veți fi ușor trași la răspundere. Posibil rudele din partea partenerului, cei care aveți parteneri, să stea pe capul vostru mai mult decât e posibil și mai mult decât vă doriți. Și asta va aduce un stres suplimentar. Aveți și voi mai multă grijă de voi și încercați să fiți mai pozitivi, pentru că totul pornește și de la atitudinea pe care o avem și de la felul în care observăm o problemă.
Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru săptămâna care urmează. Eu îmi doresc ca astele să se linieze favorabil pentru voi și săptămâna să fie una magică.